dezvăluiri incendiare în comisie SRI. Florian Coldea susține că Traian Băsescu tia de existența protocoalelor. Florian Coldea, fost adjunct SRI, a declarat joi, în comisia de control SRI, că Traian Băsescu, fost presubliniere din tale României, a subliniere tiut de existența protocoalelor, dar nu de conținutul lor, a relatat Claudiu Manda, subliniere F al Comisiei Parlamentare, informează Mediafax. Răspunsul a fost că da sublinierei ce s-a procedat în urgent maxim. Decizia s-a transpus în protocol pe infracțiuni de evaziune fiscală. Au existat situații în care au ajuns la judecători pentru a elibera un mandat pe siguranță național. Întrebarea dacă a existat acea discuție între Coldea Maior Băsescu legat de mandatul de securitate națională asupra lui Andronic, Coldea a spus că nu confirm, nu infirm sublinierei ce este o informație în spațiul public. Întrebat dacă Traian Băsescu subliniere tia de existența acestor protocoale, Coldea a spus că da, subliniere tia de existența lor, dar nu de conținutul lor. Tăriceanu nu mai era premier sublinierei în XAT. A spus că nu subliniere tie sau nu poate confirma că domnul Tăriceanu ar fi subliniere tiut. Întrebarea Ioan Rus trimis la Bruxelles? A spus ce este exclus, a spus ce nu a subliniere tiut despre această deplasare a domnului Rus. Punct. A fost întrebat dacă l-a cunoscut pe Blejanar înainte să fie subliniere F la ANAF. A spus ce da, dar ce nu i-a fost prezentat de domnul Falk, a mai spus Manda, despre audierea fostului adjunct SRI. Fostul adjunct SRI a fost audiat, timp de subliniere 8 ore, pentru a doua oară în Comisia de Control SRI, anuncând ce va reveni pentru a oferi sublinierei alte detalii.